Echipa de atletism a României, clasată pe poziția 6 în ierarhia pe medalia campionatelor europene de tineri de la Ostrava, a sosit luni la București pe aeroportul Anric Coandă din Otopeni. La actualele campionate continentale ale tinerilor atleti, sportivii români au cucerit 3 medalii de aur prin Andreea Ogrezeanu la 100 de metri, Bianca Perie la aruncarea ciocanului, Estera Petre la săritura în înălțime, o medalie de argint prin Carmen Toma la triplu salt și una de bronz prin Alexandru Ghina la 3000 de metri obstacole, având în total 12 prezențe în finală. De altfel, în clasamentul general pe medalii, dat publicității de organizator la sfârșitul competiției România a ocupat un excepțional loc 6 dintre cele 26 de țări care au urcat pe podium. Iată ierarhia pe medalii a campionatelor europene de atletism tineret sub 23 de ani de la Ostrava, primele 10 locuri. Pe locul 1 Rusia cu 10 medalii de aur, 6 de argint, 5 de bronz, pe locul 2 Marea Britanie cu 6 medalii de aur, 5 de argint, 8 de bronz, pe locul 3 Ucraina 5 medalii de aur, 8 medalii de argint, 1 de bronz, pe locul 4 Germania 4 medalii de aur, 3 medalii de argint, 8 de bronz, pe locul locul 5 Polonia, 3 medalii de aur, 4 medalii de argint, 1 medalie de bronz. Pe locul 6 România, 3 medalii de aur, 1 de argint, 1 de bronz. Pe locul 7 Grecia cu 2 medalii de aur, 1 de argint. Pe locul 8 Norvegia cu 2 medalii de aur și 1 de bronz. Pe locul 9 Azerbaijan cu 2 medalii de aur și pe locul 10 Spania cu o medalie de aur, 3 medalii de argint și 3 medalii de bronz.